Există un proiect european major, nu știu dacă s-a terminat achiziția și tot, dar știu că se vor instrui câțiva mii de pompieri și șoferi de la ambulanță și de pe mașinile smurt și de pe mașinile de incendii pe partea de conducere preventivă, ca să prevenim accidentele cu mașinile de intervenție. Consider că proiectele dumneavoastră vor veni cu un impact major. Pe lângă aceste proiecte, mai este un proiect care o să-l menționez din nou. Acum este proiectul cu implementarea a 376 de defibrilatoare cu acces public în țara. Deja proiectul este, după o întârziere de 2 ani, este finalizat și o să începem implementarea și o să se afle mai mult de el. Și asta înseamnă că în cursurile de prim ajutor trebuie să dăm și niște noțiuni copiilor care îi învățăm ce înseamnă să folosești un astfel de aparat, așa cum se întâmplă peste tot în lume. Cu siguranță, cu eforturile dumneavoastră și cu ce faceți împreună cu colegii de la IGSU și de la Serviciul de Formare din cadrul DSU-ului, o să aibă un impact major în viitor și este bine să măsurăm acest impact prin acțiuni de prim ajutor, prin acordarea primului ajutor reușit, să vedem de fapt cei care i-am instruit dacă s-au întâlnit cu o situație de prim ajutor și să ne gândim inclusiv la repregătirea lor după o perioadă de timp. Pentru că știm foarte bine că după un curs, dacă nu faci nimic, este posibil să-ți pierzi noțiunile, așa că va trebui să refacem cursurile de reîmprospătare, mai scurte, mai concise, dar care să-i readucă aminte de ce au învățat. Cu Brigada Rutieră avem de altfel o relație foarte, foarte bună. Colaborăm cu dumnealor pentru treceri de pietoni supraînălțate, pentru protecții la trecerile de pietoni. Avem 46 de străzi în lucru anul ăsta și pe toate le-am lucrat în așa fel încât siguranța să fie pe primul loc. Repet, cu intersecții supraînălțate, treceri de pietoni supraînălțate, protecții pentru trecerile de pietoni. Pentru că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei de la Brigada Rutieră, avem o hartă a accidentelor din sectorul 2 și în această hartă a accidentelor, foarte multe din aceste accidente sunt trecute ca neacordare de prioritate pentru pietoni. Și astea sunt, am vorbit cu ei, sunt de fapt treceri de pietoni care sunt insuficient marcate. Este extraordinar de important să refacem aceste marcaje. Am semnat un protocol de colaborare cu administrația străzilor. Extraordinar de important să refacem aceste marcaje în așa fel încât să fie clar și vizibil atât pentru cei din mașină, pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Lucrăm la redarea trotuarelor pentru pietoni. Trebuie să recunoaștem și să fim cinstiți cu noi și să spunem că degeaba învățăm pe copii să respecte regulile dacă nu au cum. Pentru că trotuarele noastre sunt pline de mașini și nu se poate merge pe trotuar și sunt obligați să iasă pe stradă.